Am revenit la Suceava, urmează următoarea luptă cu 70 de kilograme categorie în colțul albastru. Îl așteptăm din România pe Liviu Ionile! Jingurile muzicale sunt oferite de Căzăra Sinfonică Filarmonice din Botoșan. Următoarea partidă la Coloseum 39 în colțul roșu între vine din Maroc Liviu Ionilă, Mustafa Houri, marocanul Mustafa Houri. Este rezident la Rotterdam, în Olanda. Vedeți și tricolul care intră în ring. Confirmă acest lucru. Pregătit de Michael Holloman. Are 21 de ani, Uri. Prespece partid de 12 victorii, 5 obținute prin knockout. Ar înfrânge. Liviu Ionilă, 6 partide, 3 victorii. Meci câștigat prin knockout și are și 3 înfrângeri. Fighting out of Craiova, Romania, ladies and gentlemen, introducing Kenan Liviu Ionilă! And now introducing his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 21 years old and stands 178 centimeters tall. His official weight, 70 kilos. His professional record stands at 12 victories and only one defeat. Five big wins coming by way of knockout. Representing Morocco and fighting out of Rotterdam, the Netherlands, introducing Mustafa Houri! Your referee at the bout, Paul Floria. Doar meciuri internaționale urmează acum acolo se un 39 a Suceava. Ionilă stânga, Uri dreapta. Tu, ce combinație bună. Chisă cu rupăr cu de stânga prin garda adversarului lui Uri. Ripostează la timp și Ionilă. Ha, încerca să o lăscă din săritură cu genunchiul, l-a blocat foarte bine Crăveanul. Ce bine luptă de pe corzi Uri. Apăra bine Ionilă la genunchiul marocanului. Lovitor înaltă Ionilă. O vitură interzisă lui Uri, a fost pidică și l-a împins. Foarte tehnici ambii luptători. Pare cu un plus Mustafa Houri. O percut de stânga l-a ficat, nu l-a agățat Ionilă. Ia-i
Opa! Lovitor înaltă, dar pe garda lui Ionila. Blochează bine Mustafa low-kick-ul lui Ionila. Iar își o veste la stomac. Stânga, stânga, dreapta, ridică și la cap Ionila, marocanul vrea să riposteze. Bunul părcut de stânga și eu de dreapta. Foarte bine împachetat Ionila pe atacul adversarului. Poate totul va agăța la ficat până la urmă, low-kick pe interior Liviu Ionila. La portofoliu remarcabil de lovituri și din partea lui Huri, dar Liviu Ionila se apără perfect. Se termină o repriză splendidă de kickboxing între Liviu Ionila, România, și acest marocan se perfecționează în Olanda, Mustafa Huri. Schimb de lovituri medii din partea celor doi luptători. Cedează inițiativa uneori parcă intenționată Huri, se duce pe curzile ringului, low kick interior al lui Ionila. Lovește la corp, dar ultima lovitură a fost pe sub cotul craioveanului. Din nou low kick pe interior. Cum și pe exterior, coșul de stânga bună lui Ionile, n-a dat drumul și la dreapta mai repede. Primul clinch între cei doi, atât la jumătatea repriză în secunde. Bună combinația lui Liviu. Două, trei brațe și low kick pe exterior. Răspară garda lui Liviu. Nu se mai duc așa încrezător la bătaie. Oh, la gață cu croșet de stânga. S-a întors rotund, iată marocanul, ce mod de deplasare în ring. Oh, oh, oh. I think that is right, Moose. A clear selection. Interesant cum lovește low kick-ul Liviu Ionila în diagonală pe dreptul adversarului. Low kick pe exterior Huri. Thank you.
Se cere o serie lui Ionile și apoi se închide cu low kick. Da, crușe odată peste braț, îl oprește dintr-o cintură scurtă aici, marocanul cu genunchiul, dar se apără din nou bine crăvenul. Și pauza de înaintea ultimei reprize. Lovitura din întoarce a încercat Ionila, vrea să surprindă prin tehnica sa pe marocanul olandez. Vrea să împingă peste ring Ionila și nu este prima oară. Low kick-uri timide din partea lui Uri. Iar și pe interior cu piciorul lovit și Ionila. Bine împachetat a stat Uri în defensivă. Low kick pe interior. Dau senzația că nu posedă lovitura decisivă niciun dintre cei doi kickboxeri și se va face diferența pe tehnică la aceste combinații superbe braț-picior. Îi convine lui Mustafa Muri să lupte pe curzii ringului. 90 de secunde. Din nou lochii pe interior. Rușul de dreapta lovește și la burtă. Ionile iar îl împinge pe adversar. Lovitură moi din partea lui Huri. Nu are nici el forță. Încearcă lovitură spectacolosă din săritură. Ceva circular pentru Ionila. Ionila vrea să enerveze pe Uri, cea de genul mai mult nu poți. Din nou a început și marocanul să glumească din corp cu Ionila. S-au enervat cei doi. Vedem dacă va fi vreun pedepsit. Din nou braț picior, încă o dată. Suntem în finalul partidei. Felicitații ambii luptători pentru modul în care au luptat.
Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards for a decision. Ladies and gentlemen, this bout has been declared a draw. Therefore, we go to an extra round! Doamnelor și domnilor, avem o extra rundă. Încă o decizie de egalitate și că 3 minute de chin pentru cei doi luptători. Time. Alunecă marocanul. O combinație de braț picior. În centrul ringului avertizat Uri să nu lovească cu cotul. Braț picior, ochii pe interior. Este bine marocanul pe combinație, dar în garda lui Ionilă. Din nou dezechilibrată Uri. Sunt piciorul și l-a lovit ridicat, flexat, tot l-a împins pe Ionilă. Îl ține marocanul 100 de secunde. Și marocanul folosește tot felul de trucuri, l-a ținut și apoi a plecat repede să lovească, ieșind lateral. Ce lovitură înaltă, dar din numărul lui Ionilă i s-a dus spre cap și cu stângul la fel. Și arată calitățile. Ulu! Ce urât a mâncat Mustafa Guri. Bine cum s-a accentat. Trebuie să șterzi ringul în acea zonă. Am mult mai incisiv Mustafa Guri în această repriză prelungire. Nu mai contează nimic din ce s-a întâmplat în primele 3 runde. Totul sau nimic în aceste 3 minute care au mai rămas 20 de secunde. Nu mai stă la bătaie Guri. Știe că are avantaj. Simte asta. Ultim forcing pentru Liviu Ionilă. Se intră în clinch. Africanul știe ce are de făcut. Probabil a câștigat Guri după această repriză.
Ladies and gentlemen, after an extra round, we go back to the judges for a final decision. This bout has been ruled a unanimous decision in favor of your winner. From the red corner, Mustafa! Colțul roșu a câștigat în urmă. Polonezul de origine marocană Mustafa Houri, care a fost mai bun în repriza a patra. Livionilă dezamăgită. Plecat de pe ring. Noi luăm o pauză și revenim cu antepenultima parte.